Federația Română de Fotbal a oficializat retragerea formației CS Podari cu o zi înainte de runda din weekend a Ligii a III-a. Pe rețelele de socializare, cei de la Flacăra au făcut un apel la suporteri să nu facă deplasarea în Oltenia. Flacăra a luat 3 puncte la masa verde și a urcat pe ultima poziție a clasamentului. Până la urmă, pentru asta te pregătești o săptămână întreagă ca sâmbătă să fii în formă, să joci, pentru că după mine cel mai frumos lucru e să joci, să vină lumea să te vadă, să câștigi și dacă se poate, minunat. V-a luat prin surprindere retragerea celor de la Podari? Sincer, da, pentru că nu văd rostul de ce este înscris să joci numai câteva etape din retur după care să te retragi, dar ei știu mai bine care este situația lor. Din păcate, asta este situația generală în fotbalul românesc și nu putem decât să ne pară rău după astfel de lucru. Paraschiv spune că și-ar fi dorit ca echipa să se bată pentru primul loc, chiar din primul sezon de la revenirea într-un eșalon național. Nu mă interesează pe unde suntem pe parcurs. Important unde suntem la final și dacă reușim să construim o echipă puternică pentru sezoanele care urmează. Mi-aș dori mult să terminăm pe podium, dar din păcate pentru mine nu este o realizare mare, pentru că lucrez de foarte mult timp cu acești băieți și așteptările mele erau mai mari. Mai mari însemnând către promovare sau... Să ne batem pentru primul loc. În runda din weekend a Ligii a III-a, celelalte două formații din Dâmbovița, Urban Titu și Fecea Ninoasa, au suferit înfrângeri dure. Urban a pierdut la Pitești 0-3 cu SCM, iar Ninoasa acasă cu Bradu 1-4.